După ce ai downloadat aplicația InShot, intri pe ea. Aici vei intra la video, vei da la plus, new, să facem un proiect nou, alegem videoul pe care dorim să-l edităm, ok, să spunem acesta și după ce l-ați ales, dați pe bulința verde ok. Și deja avem videoul în aplicație. De aici îl ascultăm să vedem. Pentru că îmi doresc să ajut cât mai mulți oameni de a trece pe În regulă. Să spunem că vrem să scurtăm de la început, pentru că nu am vorbit din prima și nu vreau momente de tăcere. Voi face un click pe video jos și îmi va apărea niște liniuțe, după cum vedeți, și direct pot să-l scurtez, să înceapă de unde deschid gura, că înseamnă că acolo am început să vorbesc. Și l-a și scurtat. Putem merge și la capăt. Să tăiem, de exemplu, dacă nu suntem mulțumiți de final, că ne-am bâlbâit sau din diverse motive vrem să-l scurtăm. Să nu avem momente de tăcere, de exemplu. În regulă. Acum am scurtat videoul, putem merge mai departe. Edităm puțin videoul, intrăm la filtru, fie îi dăm un filtru predefinit, dacă vă place direct ce găsiți pe aplicație, fie mergem la Adjust și de aici putem ajusta setările, vedeți contrastul, vă puteți juca și descoperi toate opțiunile pe care acest program vi le oferă. Shadows-ul se poate ridica exact ca în Premiere sau un alt program plătit. Are foarte multe opțiuni aici cu care vă puteți juca să faceți imaginea mai plăcută. De asemenea, la efect, aici sunt câteva efecte predefinite. Dacă vă place să adăugați efecte videoului, aici vă puteți juca cu ele. După ce ați terminat, dați OK. Acum putem merge, de exemplu, dacă vrem să punem un text, mergem la litera T de la text și inserăm textul. Să spunem noi, punem test. De la rotița colorată alegem și culoarea, dacă dorim să o schimbăm. Vedeți, aveți o gamă întreagă de culori. Jos aveți și câteva modele predefinite de cum să arate scrisul vostru. Și dacă puneți mâna direct pe ecran unde scrie text, puteți să-l mutați cum doriți, să-l măriți, să-l micșorați, să-l puneți unde doriți voi. Apoi dăm OK. Avem textul și vedeți pe text apar niște săgetuțe de care putem trage și mări să fie pe întreg videoul textul sau dacă doriți doar la început, atunci îl micșorăm și îl punem la început și în rest nu o să mai fie text pe video. În regulă. Apoi, după ce suntem mulțumiți, fie intrăm, mai vedeți aici aveți o opțiune de sticker, dacă doriți să alegeți un sticker. Aveți aici de downloadat câteva free, aveți câteva deja prestabilite. Punem acesta cu butonul de rec, punem degetul pe el și îl mutăm unde ne place. Putem să-l micșorăm, să-l mutăm în dreapta, de exemplu. În regulă, dăm OK. Unde vedeți semnul de bifa din colțul ecranului. Dăm OK și mergem mai departe. Mai dăm un OK să ieșim din editarea textului și suntem aici iar la video. În regulă. Mai departe mergem la muzică. La muzică avem trei opțiuni. Fie alegem o melodie, putem să intrăm și să vedem ce ne place. Apăsăm pe butonul roșu cu săgetuță pentru a downloada, apoi Use pentru a folosi. Aici dăm Play și dacă vă dați seama este volumul puțin cam tare, așa că apăsăm cu degetul pe chenar unde scrie This is Life, care este melodia pe care am ales-o și avem și un buton de edit la mijloc cu un creion, apăsăm pe edit. Și aici vedeți avem volumul, putem să mergem mult mai jos. Și dacă ne dorim la început să nu pornească direct cu muzică, putem aplica un fade in și la final fade out, adică treptat volumul va scădea la final. Dacă nu, lăsăm așa cum este. Și apoi dăm OK. De asemenea, dacă ne dorim să punem efecte sonore, aici avem mai multe opțiuni. De exemplu, vrem să punem un clopoțel, să zicem, sau un rând de aplauze. Avem mai multe variante. Alegem. Îi dăm Use și vedem aici unde este. Pentru că îmi doresc să ajut cât mai mulți oameni.
Poate dorim să mergem la edit și să dăm volumul mai jos, de exemplu, la fel. Și poate vrem să-l facem mai scurt. Asta înseamnă că va trebui de bulinuțele de la început și de la final să-l scurtăm puțin. Și apoi dăm OK. Și vedeți, a scurtat. La fel putem face și cu muzica, pentru că este prea lungă. Putem merge la edit și de bulinuțe, mutăm stânga-dreapta cât ne dorim să fie de lungă sau de scurtă melodia. Și vedeți, aici este This Is It, melodia care acum este prea scurtă, dar în principiu, după ce știi cât e de lung videoul tău, poți să lungești și melodia să aibă aceeași dimensiune. La final putem să dăm OK bifa din dreapta și am ajuns pe video. În regulă, mergem încă o dată la sunet pentru că vreau să vă mai arăt ceva. Mai este o opțiune, se numește record și aici putem să înregistrăm noi ce dorim să vorbim direct pe video, ca voiceover-ul. Dăm aici și alegem da, allow, adică dăm acces ca să ne înregistreze vocea. Oprim, dăm OK și vedeți aici deasupra layer-ul cu testul meu de voiceover. Pentru că îmi Facem o doresc să ajut probă, cât test mai mulți 2, 3, oameni. 3. Dar pentru că noi avem deja voce pe video, nu avem nevoie, așa că îl selectăm și mergem la delete pentru a-l delita. Și OK. Aici mai avem o opțiune foarte drăguță, chiar prima, Canvas se numește, și ne va oferi posibilitatea de a modifica dimensiunile videoului în funcție de platforma pe care dorim să-l folosim. De exemplu, dacă avem pătrat pentru Instagram, ne va face videoul în așa fel încât să fie pătrat, 4x5, landscape, portret, așa l-am avut. Da, vedeți, în funcție de ce nevoie aveți, se poate modifica, ceea ce este extraordinar de eficient. Deocamdată lăsăm 16 pe 9. Bineînțeles, mai sunt câteva opțiuni pe care le puteți voi vedea, să vă jucați, puteți la freeze, ultimul unde este un fulg, se poate selecta și blochează videoul pe o poză și va rămâne câteva secunde cât vom selecta noi așa. Dar nu este cazul, nu ne dorim acum asta, se poate split și aici vom împărți videoul în mai multe bucățele, dar nu vrem asta acum. Volumul videoului se poate da mai încet Pentru că sau îmi mai tare, cum ne dorim doresc. noi. Se poate face și extract audio, adică va scoate sunetul. Se poate mări viteza videoului sau puțin micșora. Se poate pune background dacă vă doriți să aveți puțin ramă, diverse culori sau chiar o poză pe care voi vă doriți în spate. Se poate folosi o poză chiar și blurată pentru diverse efecte, dar nu vrem acum asta. Când ați terminat de editat videoul, mergeți sus la save, îi dați save 1080 pentru că e calitatea cea mai bună și se va exporta videoul. S-a exportat, veți merge în albumul vostru de pe telefon, unde veți intra la video și este videoul exportat. Pentru că îmi doresc să ajut cât mai mulți oameni. Sper că v-a fost de folos și să ne vedem cu bine data viitoare.